Mai multe gospodării din comuna Jupânești au fost inundate în urma ploilor din ultimele 48 de ore. Oamenii s-au trezit cu apa în curți, iar străzile au ajuns și ele sub puhoaie. Culturile au fost compromise, apa acoperind grădini și suprafețe agricole. În unele zone, apa ajunge la jumătate de metru. Județul Gorj se află sub o avertizare cod portocaliu de ploi încă de ieri de la ora 15. Meteorologii au anunțat cantități ce vor depăși local 40-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar 60-70 de litri pe metru pătrat.